Alo. Alo. Veniți mai aproape. Lăsați puțin dansul ăla așa. Lasă puțin, așa. Veniți mai în jurul televizorului. Vreau să vă spun ceva confidențial. Așa. Nu mai azi. E mâine. E zori zilei și câteva minute. Uitați-vă la ceas. Uitați-vă la ăsta, că la ceasul de la televiziune nu se înțelege nimic. O spirală cu niște buline, cu niște dungi. 10 trenuri am pierdut din cauza lui. Noroc că nu erau ale mele. Dar să lăsăm gluma. E târziu. Vă dau un sfat. Plecați acasă. Acum, cât mai aveți încă oarecare înrăurire asupra picioarelor dumneavoastră. Acum, cât vă mai ascultă. Cât încă n-ați mușcat o pulpă de bibelou spunând: e cam tare curcanul acesta, dar e delicios. Acum, cât încă n-ați aruncat cu benzile de magnetofon ca serpentine. Acum, cât încă mai duceți la gură țigarea cu partea neaprinsă. Plecați. Câtă vreme la dans vă mai călcați partenera pe picior? Când o veți călca pe mână, va fi prea târziu. Să nu vă rețină felia de tort care a mai rămas pe fundul farfuriei. 20 de perechi de ochi sunt ațintiți asupra ei. Șansele dumneavoastră sunt minime. Și nici portocala aia mai verde, ultima care a mai rămas, tot nu mai sunteți în stare să o cojiți și o să o spargeți ca pe o ceapă. Plecați. Să nu vă rețină nici domnișoara aia blondă care stă în fotoliu. Nu vă clipește dumneavoastră, ci lui Moșene, care i-a venit pe la gene și pe la rimel și a intrat în ochi. Și ceea ce dă ea din cap nu e ca aprobă randevu-ul dumitale de mâine, ci că moțe e săraca. Și să nu vă rețină nici vorbele gazdei care spune: de ce plecați? Mai stați, ne face atâta plăcere. Nu recunoașteți tonul lui Iago care îi spune lui Otelo: prietenie de-a pururi, doar eu îți voi păstra, voi, Otelo. Plecați acum, cât mai puteți să lăsați o impresie bună, cât încă nu i-ați mult barba bunicului cu: e după viezul nopții, șefule, jos masca. Și nu mai strigați după vin. Gazda disperată e la chiuvetă cu o sticlă de oțet și se căznește să-i râcă eticheta cu cocoșu. Ce mai stați? Că masa s-a golit, platourile s-au curățat, anecdotele s-au repetat, pick-up-ul s-a ars, discurile s-au spart și în sifoane nu mai este decât fâs. Nu mai e nimic de băut, de mâncat, de ronțăit, de plescăit, de vorbit, de comentat, de lăudat, de ascultat, de bârfit. Nimic, nimic, nimic! Nici la televiziune nu mai e nimic. Doar eu am mai rămas aici. De lacom. Sunt penultimul număr. Urmează finalul de mare fast. Dansator, dansatoare, balerin, balerine, confeti, serpentine, arlechin, halebardier, ostaș, popor, copii de casă, o voce, al doilea scutier. E tot ce trebuie pentru închide-l repede, că n-au avut nimic toată noaptea.